Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observator Local Antena 1 Pitești. Dacă vrei să ajungi de la Pitești la Câmpul Lung pe drumul național 73, îți trebuie nerv de oțel. De vină sunt semafoarele montate de muncitorii care de vreo câțiva ani tot lucrează la drum. Drumarii au restricționat circulația pentru lucrările la poduri, dar și pentru trecerile la calea ferată. Unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din țară, DN73, a fost supus în ultimii doi ani lucrărilor de reabilitare. Firma constructoare se află pe ultima 100 de metri, având termen limită pentru finalizarea tronsonului dintre Câmpul Lung și Pitești, sfârșitul acestei luni. Ca să aibă o arie mai mare de acoperire, drumarii au început să lucreze la toate podurile de pe traseu și mai nou la trecerile de cale ferată, toate în același timp, ceea ce face ca pe 40 de kilometri să fie montate 7 semafoare. Mai grav este atunci când, pe lângă staționarea la semafoare, șoferii sunt nevoiți să înfrunte și alte obstacole. Ultimul exemplu, o auto basculantă a firmei ce executa lucrările a rămas suspendată după ce a descărcat molozul pe marginea drumului. Nervii au fost întinși la maximum, iar șoferii au dat vina pe autorități pentru cozile care se întindeau pe aproximativ 4 km. A fost nevoie de intervenția oamenilor legii pentru ca circulația să își reia cursul normal. Foarte mulți șoferi nu au mai suportat să stea în coloană și au decis să depășească mașinile care staționau și să treacă astfel și peste culoarea roșie a semaforului. Pentru unii dintre ei, aceasta s-a dovedit a fi o decizie neinspirată. Aveți permisul de conducere reținut pe o perioadă de 60 de zile. Pentru culoarea roșu a semaforului electric. Care domne, că din partea, hai să vă spun ceva. Din partea când am venit acum 10 minute, era un băiat cu semaforul roșu și mi-a făcut ce cu steagul. Ce culoare indica acum când veneați de aici? Roșu, dar era băiatul cu steagul ăla care ce culoare indica semaforul roșu? Roșu, domne, bun, da. Am înțeles. În doar câteva ore, 15 conducători au rămas fără permis pentru 30 sau 60 de zile. Renault mută producția de Logan MCV în Maroc. Uzina din Tanger este într-o continuă creștere și investițiile acolo sunt din ce în ce mai mari. Producția de Logan MCV de la Mioveni reprezintă 10% din producția totală. Reprezentanții Dacia susțin că se va continua și la Mioveni fabricarea MCV-ului. Și dacă vă întrebați cum arată atât de mult discutata uzină din Maroc, iată chiar acum imagini de acolo. Renault va muta în primul trimestru din anul 2017 producția de Logan MCV de la Pitești în uzina marocană din Tanger. Anunțul a fost făcut chiar de directorul uzinei nord-africane, Jean-François Gall. Anul trecut la Mioveni au fost produse 40.000 de Logan MCV, reprezentând peste 10% din producția totală. Uzina din Tanger este în continuă creștere și va depăși 300.000 de unități în 2017. Renault a angajat în această vară 600 de oameni la uzina din Tanger și în primul trimestru din anul viitor va începe acolo producția modelului Break Logan MCV, produs în prezent la Mioveni. Pentru acest nou proiect se vor investi 20 de milioane de euro. Capacitatea maximă a uzinei din Tanger este de 340.000 de unități pe an, însă este suficient loc pentru a fi extinsă. La uzina din Tanger au fost produse 229.000 de mașini anul trecut și se va ajunge la 276.000 anul acesta, cele mai multe fiind Sandero. Partea franceză invocă un nivel de creștere a plafonului de salarizare cu 170%. Deci, practic, costurile pe care ei le discută astăzi sunt de 950 de euro. La Tanger, costul pe lucrător fiind de 340 de euro. Care ar fi fost soluția? Autostrada Pitești-Sibiu. Care este legătura? Simplă. Prin acea autostradă, deci prin facilitarea exportului și aducerea diverselor subansamble industriale, se păstra competitivitatea. Uzina de la Tanger a început producția în 2012 și anul acesta a sărbătorit vehiculul cu numărul 600.000. Marocul nu avea mare tradiție pe industria auto și nici mulți furnizori, astfel că în primii doi ani calitatea nu a fost la exigențele mondiale ale Renault. Însă lucrurile tind să se schimbe și în 2-3 ani această uzină nu doar că va ajunge la medie, ci își propune să fie în topul calitativ al alianței alături de uzine cu experiență de 10 de ani. Există și un interes strategic al Franței în legătură cu nordul Africii și găsirea unor soluții de mărire a locurilor de muncă. Este o problemă care se referă și la criza refugiaților, este o problemă care se referă și la criza legată de radicalizarea islamică. Deci sunt mai multe aspecte complexe. Este cât se poate de clar că în acest moment primii care vor avea de pierdut din toate aceste dificultăți vor fi
cei care lucrează la Dacia Renault. Crește în acest timp și numărul de furnizori locali și ponderea componentelor produse în țară. Renault are și la Casablanca o uzină care anul trecut a produs 60.000 de unități. În total, anul trecut, cele două uzine marocane au fabricat 143.000 de mașini Sandero, peste 71.000 de Dokar, 40.000 de Logan și 32.000 de Logi, majoritatea sub sigla Dacia. Salvamont Argeș a primit de curând certificatul de acreditare pentru încă 5 ani. După ce a primit vestea, Ion Sânduloiu, șeful Serviciului Public de Salvamont Argeș, a anunțat că în cadrul instituției se va înființa și o echipă județeană de SalvaSPO pentru salvări din peșteri. Asociația Națională a Salvantorilor Montani din România a acordat Serviciului Public Județean Salvamont Argeș certificatul de acreditare privind desfășurarea activităților de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți, dar și certificatele de atestare a capacității operative de intervenție a formațiilor Salvamont din Pitești, Curtea de Argeș, Câmpul Mușcel și Nucșoara. La începutul lunii septembrie am obținut certificatul de acreditare pentru activitatea de Salvamont. Certificatul se acordă odată Serviciului Public Județean Salvamont Argeș și apoi pe fiecare echipă în parte. Asta înseamnă că baremul de materiale este asigurat, înseamnă că oamenii au pregătirea necesară, adică sunt atestați salvatori montani în termen de valabilitate. În cadrul instituției va fi înființată și o echipă județeană de SalvaSPO, destinată salvărilor din peșteri. Aici suntem în construcție cu echipa, chiar peste două săptămâni o să plece unul dintre componenți la Școala Națională pentru șef de echipă, pentru titlul de șef de echipă. Va fi concentrată în special pe partea Câmpul Lungului, pentru că zona carstică a Argeșului este acolo, unde avem cartate peste 800 de peșteri. De asemenea, Salvamontul va mai angaja câțiva oameni în vederea suplimentării personalului. Atât președintele României, Klaus Iohannis, cât și liderii partidelor politice au declarat că după 11 decembrie va fi ales un guvern politic. Dar cine va fi numit prim-ministrul României? Aceasta este întrebarea la care partidele încearcă să găsească răspunsul. Dacă din partea PSD există zvonuri conform cărora Victor Ponta ar fi propunerea social-democraților la funcția de prim-ministru, iar liberalii ar merge pe varianta Cătălin Predoiu ca premier, liderii partidului Mișcarea Populară îl propun chiar pe președintele formațiunii politice, Traian Băsescu. Cel mai pregătit politician pentru a deține funcția de premier este liderul nostru, președintele partidului, domnul președinte Traian Băsescu. Dacă pentru funcția de premier este desemnat Traian Băsescu, pentru listele de parlamentari încă se fac analize. Suntem în plin proces de selecție internă în ceea ce privește candidații. Punem mare accent pe faptul că ne dorim ca pe listele noastre să fie prezenți oameni pregătiți pentru a reprezenta cetățenii României în legislativul de la București, în Parlamentul României. Conducerea PMP își dorește să obțină peste 15% la alegerile parlamentare. FC Mioveni s-a impus în jocul cu Berceni. 4-1 a fost scorul în favoarea echipei lui Alexandru Pelici. FC Mioveni s-a impus în jocul de acasă cu Berceni. Scorul final a fost 4-1 în favoarea echipei lui Alexandru Pelici. Chiar și așa, antrenorul de la Mioveni consideră că scorul putea fi mult mai mare. După primele 45 minute trebuia să fie 5-0. Din păcate am ratat foarte mult. Am intrat cu 2-0 la pauză, după care începutul reprizei secunde, parcă am uitat fotbalul. Ne-am speriat, am făcut greșeli, am venit o lipsă de marcaj și golul lor și în momentul ăla parcă construisem un castel de nisip și părea că nimeni nu mai știe ce are de făcut. E bine că ne-am revenit și că până la urmă punctele au rămas la noi pentru că este cel mai important lucru. Nicolae Dică cere atenție la meciul cu Flacăra Moreni. Adversarul său este o echipă nou promovată în Liga 3, dar chiar și așa Dică cere atenție. Liderul seriei la Liga a 3-a, SCM Pitești, joacă pe terenul propriu cu Flacăra Moreni. Dică este conștient de valoarea adversarului, chiar dacă formația din Moreni este nou promovată în Liga 3-a. Este o echipă nou promovată, dar în primele trei etape nu au pierdut, au 5 puncte, au 2 egaluri și o victorie. Noi am fost și am urmărit la prima etapă la meciul cu Bradu. Pe teren propriu sunt o echipă agresivă, care sunt organizați, au un antrenor tânăr. Ne așteaptă un joc dificil cu ei, dar noi chiar dacă vom juca mâine al cincelea joc în două săptămâni, băieții sunt pregătiți și pentru jocul de mâine.
Sperăm ca să avem, adică trebuie să avem aceeași atitudine pe care am avut-o la meciul până acum. SCM Flacăra Moreni se va juca vineri seara de la ora 17 pe stadionul Nicolae Dobrin. Echipa de basket masculin a Piteștiului vrea să obțină a doua victorie consecutivă din acest tur de campionat. Elevii lui Hristu Șapera au o misiune infernală împotriva campioanei României CSM Oradea. BC Argeș va avea o misiune foarte grea în confruntarea de mâine din deplasare de la ora 17:45 cu CSM Oradea, campioana României. Oficialii grupării din Trivale sunt conștienți de dificultatea acestei partide, însă sunt optimiști înaintea acestui meci. În prima etapă a Ligii Naționale de Basket Masculin, BC Argeș a reușit să se impună pe propriul teren în fața celor de la Phoenix Galați cu scorul de 75-49, iar CSM Oradea a reușit să câștige în deplasare împotriva celor de la BC Mureș cu 76-70. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine! La revedere! Societatea Apă Canal 2000 SA Pitești va asista furnizarea apei potabile în municipiul Pitești vineri 23 septembrie între orele 9-13, fiind afectați următorii utilizatori din cartierul Găvana 2, Strada Zafireș și blocurile E7, E8, E9, E10, E11, D12 și F1. Oprirea furnizării apei este necesară pentru execuția lucrării înlocuire conductă de apă DN 125 mm între stația de pompare din strada Alunului și blocul F1, cartier Găvana 2, Pitești. Conducerea societății își cere scuze față de abonații afectați de această oprire și îi roagă să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe toată perioada întreruperii furnizării apei.